Bogdan Nicoară, co-founder and CEO la Bright Spaces, o companie care realizează 3D Digital Twins, replici digitale pentru clădiri din orice subverticală, office, retail, rezidențial, industrial, și care deservesc în diferite procese, de la previzualizare de spații, închiriere și până la operațional. Proprietari de clădiri, brokeri, agenți, avem clienți din zona de design and build, deci arhitecți, firme de fit-out, și acum chiar ne-am concentrat în ultima perioadă destul de mult chiar în zona de tenant occupier, deci companiile mari, chiar ca Deloitte, care au multiple birouri în lume și care vor să-și gestioneze aceste birouri într-un mod mult mai dinamic și vizual împreună cu echipa. Există și un oarecare factor de democratizare a accesului la informație prin ceea ce facem noi. În funcție de verticală, beneficiile, rezultatele pe care le-am adus noi variază de la închirierea mai rapidă a spațiilor, vizualizarea unui spațiu viitor pentru a aduce diferiți stakeholderi la un numitor comun și automat de a lua o decizie mai rapidă legată de acel spațiu, de amenajarea spațiului, de cum va funcționa spațiul pentru ei. Și aici ne referim la spații de birouri, spații industriale, chiar și la rezidențial. Noi am început printr-o nișă mai clară în momentul respectiv, și anume spațiile de birouri, ajutându-i pe dezvoltatori să-și închirieze spațiile mai rapid cu ajutorul ideii de previzualizare a viitoarelor spații. Deci clădiri care nu erau încă construite, spații care nu erau amenajate, deveneau brusc vizuale și puteau convinge mult mai repede potențialii chiriași să se mute înăuntru. Există o oarecare diferență între modul normal, natural, pe care un startup de tehnologie îl aplică în dezvoltarea inițială, și ce am făcut noi. La noi a fost un pic mai riscant și un pic mai apăsat pe consumul de resurse, pentru că noi am realizat în 2019, când ne-am apucat, și imediat apoi în 2020, odată cu apariția COVID și tot ce a adus ca și schimbare majoră în piața de real estate, am realizat că piața de real estate este într-un moment de turnură, însă nimeni nu știe unde se va stabiliza. Și atunci ce faci ca startup când te uiți la o piață imensă, cea mai mare piață din lume, de fapt, cel mai mare asset class din lume, cel mai puțin digitalizat, deci cu o oportunitate imensă, dar în care nu știi dacă problemele pe care tu le vezi astăzi sunt cele care vor fi acolo și peste 2, 3, 5 ani. Și atunci abordarea noastră a fost ușor diferită. În loc să facem ceva, standardul pe care îl știm cu toții, un startup trebuie să fie frugal, trebuie să se uite la o problemă foarte mare, într-o nișă foarte mică, dacă se poate, cu un potențial de extindere, și să-și pună toate resursele acolo. În cazul nostru a fost diferit. Noi ne-am gândit de la început la o arhitectură modulară, la o soluție multi-feature, deci cu multiple funcționalități pe care să le poți combina în funcție de nevoi, astfel că am pornit de la zona de leasing, dar apoi am mers și în zona de design, am mers și în zona de operațional, avem, de exemplu, integrări cu soluții de mentenanță predictivă, în care noi suntem layerul de previzualizare al acelei soluții. Și atunci Bright Spaces este încă de la început, și am construit pe asta și vedem deja rezultatele, în a deveni un layer standardizat, un standard în zona de real estate, în ceea ce privește previzualizarea de spații în orice formă. Din mai multe surse, dar a fost o decizie destul de rapidă. Mai ales pentru noi, în zona de real estate, contează foarte, foarte mult să nu fii un startup de tehnologie, să fii un partener. Cum faci tu să fii un partener, un business partner pentru o industrie care e obișnuită să lucreze doar cu Big Four și doar cu Big Tech? Greu. Și atunci noi a trebuit să, odată intern, să ne organizăm ca o companie mult mai repede decât ar trebui să o facă un startup. Adică oamenii noștri vin din companii foarte mari, atât din real estate cât și din alte tipuri de corporații, dar ne-am adus oameni cu foarte mult knowledge și care au lucrat cu astfel de clienți de dimensiunea asta și înainte, pentru a putea să reprezentăm soluțiile noastre într-o conversație cu care clientul nostru era deja obișnuit. Astfel încât Deloitte
și această competiție au venit ca o mănușă pentru noi, mai ales că am și fost printre câștigătorii de anul trecut, pentru că badge-ul acesta contează enorm ca o validare a creșterii noastre, dar și a tipului de companie pe care noi l-am construit în acești 5 ani. În primul rând, încredere în sine, și contează foarte mult, pentru că viața de startup nu e una ușoară, e cu foarte multe ups and downs și culmea este că a venit această validare în cel mai greu an al nostru, în care noi consideram că ar fi trebuit să facem mult mai mult și am realizat prin acest benchmarking cu piața că de fapt am fost mai bine decât ne imaginam noi și că lucrurile merită sărbătorite și continuate, cel puțin în ritmul respectiv. Asta a fost un win. Și apoi faptul că eram în rundă de finanțare și ne-a ajutat, iarăși, ca un vetting mechanism, ca un badge care, mai ales pentru fondurile și angelii care nu ne cunoșteau, deci din alte țări, de exemplu, al doilea fond din UK care a intrat în runda asta, Clearance Capital, e un fond de real estate care a început să investească și în soluții de tech pentru real estate. Deci erau și ei chiar la început și aveau nevoie de toate motivele să se convingă că investiția lor va fi una bună, iar această validare a ajutat mult. Tu știi deja că în călătoria ta de până acum lucrurile pot lua o turnură diferită destul de repede. Știi deja că resursele pe care le ai trebuie puse în cele mai smart decizii, dar tu nu știi dacă vor fi sau nu vor fi cele mai smart. Iar unele lucruri pot să fie mai degrabă low risk, high return. Sunt foarte rare. Deloitte Fast 50 este unul dintre lucrurile cu low risk, high return. Pentru că să te înscrii la competiția asta, chiar dacă poate în primul an nu vei primi răspunsul pe care l-așteptai, cu siguranță îți va da un benchmark foarte realist referitor la unde te afli. Și poți să o iei ca pe o creștere etapizată de la an la an și o încercare continuă, care nu poate să-ți facă rău, dar poate să-ți aducă foarte multe beneficii.